Un bărbat și-a pierdut viața după ce a dat pe gât o sticlă întreagă de alcool în doar 2 minute. Acesta participase la un concurs de băutură. Conform știrile ProTV.ro, sud-americanul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, participase la un concurs de băutură în Limpopo când a consumat băutura care are un conținut de alcool de 35%. Ziarul local relatează faptul că bărbatul, despre care se crede că ar fi avut vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani, s-a prăbușit imediat și a fost transportat de urgență la un spital din apropiere, unde a fost declarat mort. Purtătorul de cuvânt al poliției din Limpopo a declarat că incidentul a avut loc într-un magazin de băuturi alcoolice, unde a fost organizat un concurs pentru a vedea cine poate bea cel mai repede o sticlă întreagă de alcool. A fost oferit un premiu în bani în valoare de 200 de randi, adică aproximativ 12 euro. Consumul iresponsabil de alcool este descris ca fiind consumul unei cantități mari de alcool într-un interval scurt de timp. Organismul nostru poate procesa de obicei o unitate de alcool pe oră, deși acest lucru diferă ușor de la o persoană la alta. Umplându-vă organismul cu cantități mari de alcool, vă expuneți unui risc mai mare de a vă intoxica cu alcool și de a avea probleme de sănătate pe termen lung, mai anunță organizația.